Primăria orașului Flămânzi, în colaborare cu FLAG, Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei, anunță demararea proiectului Organizare Eveniment de Promovare a Peștelui în orașul Flămânzi, proiect în valoare de 457.299 de lei. Finanțare cu fonduri POPAM 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești Iazurile Moldovei, județele Botoșani-Iași, care se desfășoară pe o perioadă de 12 luni și are ca scop încurajarea consumului de pește în întreaga zonă.